Domnule Iordănescu, cum se anunță această partidă cu Andorra? Ia, bună ziua! Se anunță o partidă importantă, o partidă capitală în economia clasamentului și obiectivului nostru, o partidă care ne dorim să fim și mai exact în ceea ce facem, și mai eficienți și inspirați în fața porții, să reușim să avem un joc din nou consistent, dar cu mai multă claritate la ultima execuție, ultima pasă, ultimul șut. Să aducem 3 puncte ca să putem după aceea să avem liniștea necesară să pregătim dubla finală din luna următoare. Care e atmosfera acum la echipă și dacă egalul cu Belarus a simțit așa ca o înfrângere, că am văzut băieții foarte supărați la final? Da, am văzut băieții foarte supărați pe egalul cu Israel, am văzut băieții foarte supărați pe egalul din Belarus, am văzut multă tristețe, e datoria mea ca să ridic echipa, să ridic moralul, dar dacă a fost și un lucru pozitiv, pe lângă faptul că atitudinea din punctul meu de vedere a fost totală, a arătat caracter, a arătat devotament, a arătat spirit, a arătat energie bună, a arătat consistență, a avut un joc controlat total cu cele mai bune cifre fizice, tehnico-tactice. Am avut timp acum să le studiem din toată campania. Din păcate ne-a lipsit golul și a fost și o doză de supărare și o doză de frustrare. Însă, dacă e și un lucru pozitiv, în toată atitudinea asta este lucru care pe mine m-a bucurat, că echipa trăiește și suferă. Nu vreau să fac comparații cu trecutul, dar dacă în trecut eram mai relaxat și după înfrângeri, acum echipa și când produce egaluri, cum a fost și cazul cu Israelul contra candidată direct, trăiește momentul, suferă și asta înseamnă că suntem pe un drum corect în ceea ce vrem să construim, spirit și atitudine, mentalitate corectă. Ne dorim ca această frustrare, supărare de după jocul cu Belarus, le transformăm în energie bună, să aducem 3 puncte atât de necesare la clasament. S-a vorbit foarte mult de faptul că nu l-ați folosit pe Florinel Coman. Știm că terenul a fost unul rău. A fost acesta motivul pentru care nu a evoluat în meciul cu Belarus? Probabil. Nu are rost acum să mai vorbim despre primul 11. Așa au fost alegerile noastre. Considerăm că doar golul ne-a lipsit. Dacă aveam puțină prezență de spirit în prima repriză și marcam, jocul se transforma clar cu un adversar care ieșea de la cutie, care lăsa alte spații. Dacă marcam și pe fondul exact de joc pe care l-am făcut, am fi câștigat jocul, probabil că acum tonul general ar fi fost total pozitiv. Nu a fost, nu s-a întâmplat, dar cu siguranță, și am fost sincer mereu cu dumneavoastră, v-am spus și după alte jocuri, ținem cont și de aceste detalii. Terenul greu, cu mult nisip, pământ, am ținut cont și alegerile le-am făcut și în sensul ăsta. Am dorit jucători care să meargă mai mult vertical, jucători care să ceară în limita spațiului puțin lăsat de adversar, dar și pe poziția viitoare, jucători care să intre în careu. Acum că ar fi șcat X sau Y sau să intru în detalii despre alegerile noastre, nu o să o fac pentru că jocul s-a terminat și deja ne uităm la ce urmează. În acest moment apasă faptul că nu mai suntem așa siguri de calificare? Nu apasă deloc. Apasă de la început responsabilitatea îndeplinirii obiectivului, dorința foarte mare. Suntem obișnuiți cu asta, au mai fost momente dificile până la urmă urmei, cu doar 3 jocuri înainte de finalul campaniei. Rămânem neînvinși, rămânem cu șanse importante la calificare, rămânem la mâna noastră, rămânem cu lucruri consolidate pe care am reușit comparativ cu ce a fost în Liga Națiunilor. Avem o defensivă mult mai solidă, avem cifre mult mai bune a ceea ce înseamnă consistența de joc și obligativitatea ca în următoarele 3 jocuri să aducem fie 4 puncte, fie 6 în funcție și de concursul rezultatului. Suntem pregătiți pentru asta. Dacă aducem 3 cu Andorra, ne-ar mai rămâne 1 sau 3 în dubla Israel-Elveție. Deci suntem total la mâna noastră. V-aș întreba și pe dumneavoastră cum ar trebui să fie caracterizat gestul lui Mihail în momentul în care și-a rupt tricoul după meciul cu Belarus. În primul rând m-a deranjat că când sunt în meserie și sunt 15 ani deja, tot timpul am tratat cu maxim respect presa și am făcut asta nu pentru că m-a obligat cineva, în primul pentru că eu așa am simțit, că e normal, e firesc, pentru că așa îmi dictează educația și, bineînțeles, și pentru că este un raport profesional corect. La schimb, n-am cerut tot maxim respect, am așteptat măcar minim respect și când iese un subiect, cum a ieșit cel în spațiu public acum, care nu are nici cea mai mică legătură cu adevărul, deranjează foarte tare și o iau ca și o insultă. Nu este normal să se speculeze, mai ales când noi tot timpul am arătat disponibilitate la dialog. Un simplu apel, o simplă întrebare, putem să clarificăm ce a apărut în spațiu public. În primul rând,
Eu nu l-am chemat pe Mihai la antrenament oficial cu 5 minute mai devreme pe teren pentru a-i promite ceva, pentru că nu îmi stă în stil. Eu nu promit, nu fac promisiuni dinainte, toată lumea trebuie să fie pregătită pentru joc. Toată lumea trebuie să fie concentrată la ce urmează, după care regile mi le asum. Mihaela a venit la apelul meu 5 minute mai repede pentru că am dorit să am o ultimă discuție cu el înainte de antrenament oficial, fiindcă avea o problemă importantă la genunchi. Se vede pe imagini, se pot lua, verifica, are un bandaj, genunchiul lui a avut probleme, a resimțit la antrenamente și am apelat la maturitatea lui, i-am spus că vreau să fie în contact continuu cu noi, orice simte sau rezimte să ne transmită, la fel cu staful medical, am fost în contact permanent cu doctorul și am spus că știu că are dorință foarte mare să fie alături de noi, să fie implicat în joc, dar trebuie să-și asume zero riscuri, atât pentru el cât și pentru echipă. Nu ne permiteam să pierdem un jucător de valoarea lui, nu ne permiteam ca să pierdem o schimbare la schimbare, poate în timpul jocului, și atunci apelul meu a fost ca să fie matur, mai ales că peste 3 zile știam că urmează un alt joc și asta i-am transmis, și urmând o lună decisivă, luna noiembrie. Deci ăsta a fost motivul pentru care l-am chemat. Știa că sunt șanse mici să joace, mai ales din cauza problemelor medicale. Nimic mai mult. Ce a ieșit în presă nu are nicio legătură cu discuția și niciun sâmbure de adevăr. Iar echipa națională a României este, vă dau scris, extrem de unită și de consolidată. Ce le promiteți copiilor care o să fie prezenți mâine la stadion? În primul rând, înainte să fac o promisiune, vreau să fac o mulțumire și o îndrept în primul pentru ei, că vin alături de echipa națională, știu că iubesc echipa națională, știu că echipa națională este pe buzele lor des. Mulțumesc părinților că lasă copiii să vină alături de noi, mulțumesc profesorilor care sunt sigur că probabil pe unii vor învoi. Și îmi doresc din tot sufletul și este ceea ce pot să promit că băieții sunt foarte conștienți că îi vom avea în tribune și vor da tot ce au mai bun ca să îi bucure, să fie modele pentru ei de determinare, de atitudine, de spirit, să rămână cu amintiri frumoase și bineînțeles la final să plece fericiți acasă. E tot ce ne dorim.